Hei, eu sunt Mr. Collins, bine m-am regăsit la un videoclip. Astăzi, de ce nu editez video asta? Ei bine, eu nu chiar am echipamentul acum la, știți, la mine. Nu prea pot edita video cu Movie Maker și chestii. Deci am hotărât să înscriu cu telefonul totul și doar să vă uitați și vă la caricatura asta făcută de mine. Ar trebui să mă reprezinte pe mine, apropo. Și da, acesta este un videoclip despre trailerul cu Sun și Moon care a apărut azi mai devreme la ora 4 sau cam așa. În caz că nu știați, eu fac școală după amiază, deci pe la ora 4 eu eram la școală, aveam a treia sau a patra oră și știți, nu... N-am reușit să filmez reacția mea pentru că eram la biologie atunci. Și, ok, hai să povestesc tot ce s-a întâmplat în trailer. În trailer s-a vorbit un pic despre rival, pe care nu mai știu cum îl chema, ceva cu H, ceva, trei litere și se începea cu H. Tipul ăla, aparent iar îl numesc Friend, deci probabil nu e un bou ca Gary Oak sau Silver, deci din păcate, iarăși nu vom mai avea parte de un rival incredibil. Am văzut și o fetiță pe care o cheamă... ceva cu nu mai țin minte cum o chema, dar e blondă și e destul de drăguță. Nu știu, poate va face parte din poveste sau ceva de genul, eu chiar n-am idee. Încă nu am aflat multe chestii despre ea, n-am aflat în ce evoluează starterii, chiar la asta mă așteptam eu de la trailerele astea și nu asta am aflat. În schimb am aflat că legendarii se cheamă Sol Gallio și Lunala, și în engleză și în japoneză. Tipul lui Sol Gallio, ce m-a doborât e faptul că eu am prezis tipul stil, dar n-am prezis tipul foc. Când de fapt eu mă așteptam să fie invers. Foc era practic obligatoriu pentru tipul ăsta și stil, păi stil, mi s-a părut doar că arată de stil pentru că era galben, dar nu, e stil psychic. Și are logică stil psychic, dar totuși e de foc, e un leu, leii sunt animalul focului. E straniu tare, dar Lunala după mine arată, știți, arată foarte... mă așteptam să fie ceva sau Dark, Fairy, Psychic sau Ghost, oricare din asta și e Psychic Ghost, deci... parțial am prezis chestia asta, mă așteptam să fie un tip din ăsta magic, să zicem așa. Și deci, după ce am mai aflat, e că Alola conține mai multe... insule, deci e ca un fel de, știți, Kanto Johto, poți, după ce termin jocul, poți călători pe alte locuri, nu știu cum vor incorpora asta, poate în timpul jocului vei călători de pe insulă sau ceva de genul, eu nu știu, e foarte tare după mine, dar cel mai super ar fi dacă ai putea să vizitezi altă regiune, cum ar fi Kalos sau Hoenn, după asta ar fi incredibil. Bineînțeles, ce am mai văzut, lucrul meu preferat din tot trailerul, fără dubiu. Deci dacă ați uitat la topul meu 10 de Pokémon preferați, știți că Pokémonul meu preferat este Rotom și Shuckle, împreună Shuckle și Rotom. Dar despre Rotom vine vorba. Rotom are aparent o formă nouă, Rotom Pokédex. Nu știu dacă poți să o folosești în luptă, eu mă rog la Dumnezeu să poți să o folosești în luptă. Și aparent el va fi Pokédex-ul tău în această aventură. Și vă dați seama cât de incredibil e pentru mine, adică eu sunt, Rotom e Pokémonul meu preferat la tuturor timpurilor. Imaginați-vă și voi cât de super e asta pentru mine. Dar na, cam atât a fost explicat în trailer, n-am aflat mare brânză, în rest. Încă o dată îmi cer foarte mare scuză că trebuie să înscriu așa, doar că nu am echipamentul acum la mine și trebuia să fac video asta azi, pentru că azi au fost lăsate informațiile și eu trebuie să, știți, să dau drumul la informații cât de repede posibil. Deci, da, nu uitați să dați like, comment, share, subscribe și ne revedem data viitoare. Puaa!